Incidentul s-a petrecut ieri după amiază în centrul orașului, când un bărbat care lucra la sistemul de apă canal a fost prins între un suport metalic ce trebuia să îl protejeze și un mal de pământ. Cazul este anchetat în prezent de comisia constituită la nivelul firmei care executa lucrarea și de inspectorii ITM. Din primele cercetări se pare că erau îndeplinite condițiile de protecție și bărbatul ar fi amânat momentul ieșirii din șanț. Mi-am făcut comunicarea pentru că eu am vorbit aseară de sancționare. E adevărat că acum văzând care sediu în Spania nu putem să-i sancționăm dacă nu se prezintă astăzi cu ceea ce le-am cerut, un minimum de informare. Ei au făcut tot ce e posibil și ne-au făcut comunicarea în cauză prin mail. A zis că urmează să se prezinte o persoană la noi și să dea mai multe date. Ei vor constitui o comisie care va face ancheta de rigoare și vor ajunge la o concluzie pe care noi o să o acceptăm sau nu. Atât timp cât nu s-a lăsat cu mutilare și cu spitalizare pe termen mai mare de 21 de zile, cât nu s-a lăsat cu incapacitate de muncă pe termen lung, nu putem să sancționăm nici noi, legea altfel spune, nici parchetul și nici poliția. Muncitorul în vârstă de 24 de ani a fost îngropat până la jumătatea corpului de un mal de pământ și a fost scos la suprafață după mai bine de 2 ore de către pompieri, fiind ulterior transportat la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, suferind un politraumatism la piciorul drept cu suspiciune de fractură.